Egal disecție. Ați observat pe ce melodie am intrat, nu? Da, da. Ce? Melodia ta! Ce melodie? Dele, dele, aca, dele, dele, dele. Am adus aici, normal, pentru că, precum melodia spune, niște acadele și voi îmi veți spune... E magie, deci totul, la asta e orice. Dacă i-a intrat ăla. Vai de mama mea. Vai de mama mea. Acela. Băi, a intrat omul ăla. Ce ai pățit? E o declarație? Mi-a adus până aici, mi-a ajuns. Am văzut. Ideea este, îmi permite să mă apropii de voi, că am mai multe magie pe care vreau să vi-l arăt. Tu și bomboanele. Eu și bomboanele. Numărul ăsta de magie îl fac la petrecerile pentru copii, la... Hai că era să calzi. Bă, dar de ce distrugi, mă, tot? Borcanelul cu bomboane. Ideea este să-mi spuneți voi cam câte sute de bomboane credeți că am eu aici. Dar par cineva deja o să-mi spună un număr pentru sute, cineva un număr pentru zeci și cineva un număr pentru unități. Unități? Și fix, da. Fix cât îți adică veți spune voi, atâtea bomboane am eu acolo. 200. 200. 200? 200, tu da. Tu numărul pentru sute. No, mai mult de 200. Cine le numără? Mă număr eu pe urmă. Perioadă 6. 260? Perioadă 6. Minus 6. Dacă am mâncat una de acolo. 6. Eu mai. Cu unități? Da. 1,02. Hai mă zi. 5. Eu zic că sunt vreo 400. 265 de bomboane. Da. 400. Ideea este că fără să-l ating eu, acolo avem 265 de bomboane. Du-te, de ce? Fa! Ideea e că eu am aici 265 de bomboane. O să le numărăm, da. O să las o parte. Hai. Ce rugăminte am? Deschide tu capacul. Deschide capacul și o să sare ceva, fiat. Nu l-am atins deloc. Sare ceva, mă. Nu l-am atins deloc. Deschide. Hai mă că pierdem timp. Nu, 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 hai mă. Delia, deschide te rog. Hai mă, nu că nu sunt pieri. Îți plac bomboanele. Adică ți-ai frică de borcane? Nu mă, dar nu-mi plac astea și... Dacă ai umorul, ai întâi frică de borcane? Ești. Deschide! Și eu sunt nasol. Deschide, Delia! Îți plac bomboanele. Hai mă, că nu faci. Nu, nu, că mi-a pus ceva acolo, nu! Nu mă, nu ți-am! Da, zacut că deschid. Și nu știi când deschid, știi că sunt, știi guma aia, mă, de o cumpărare de la Bruno? Da. Tragi o lamă din pachetul de gumă și sare un gândac pe deget. Știi cioacele alea? Da. Uh-huh. Mă, nu deschide! Hai mă, deschide! Nu, mă, nu deschide! Hai mă, deschide dracului bomboanele! E, m-am gândit că e o cioacă, eu de-aia. Ce-ți făceam? Și sare ceva, pă. Sare ceva, știi, are un mecanism în care, hei, ia o bomboană, tu desfaci, halești și desfaci cutia și bam, și sare o chestie și... O să stăm 8 ore aici să deschidem. Stăm 8 ore, uite, stăm 8 ore, dar de ce? De ce insiști când vezi că cineva nu vrea să facă ceva? Insiști 5 minute când poți să deschizi tu. În interior am un du-te, bloc. Du-te, bă, de aici! Ia 7 de negru. Tu? Iau 4 de roșu. 8 de treflă. 8 de treflă. Popă de roșu. Da, da. 4 cărți diferite, ia uitați-vă. Doar că la aceste cărți... Asta e lipsă? Nu cred. Le lipsește un colț. Ăsta îi lipsește un colț, ăsta un colț, ăsta ia un colț și ăsta ia un colț. Ce rugăminte am eu? La început am rupt o carte în 4 bucăți. Da. Deschide-te rog cutia. Nu te cutia cred. Am lăsat-o acolo. E un iepure cutie. Mă, sunt 4 colțuri. Ia colțurile și vezi dacă se potrivesc. 7-7 de inimă neagră, da? Dar cum le potrivești? 8 de treflă. Știe să le potrivești. Popă, popă de inimă roșie. Și 4, numărul e tare, înțelegi? E că eu rup înainte o carte și vă dau fouă. E fain, e fain, fain. Și ideea e că asta se potrivește la fix. Dar cum? Am zis să fac asta ca să mai interacționăm și noi, dar am și o dispariție de persoană. Și o întrebare, ce faci când nu mai lucrezi aici? Când ce? Când nu mai lucrezi aici, ce faci? Acasă dragoste cu soția. Ai văzut, nebunule? Ceea ce el, știi? Tu nu mai, a? Domnul Bordea, ce te-a ars. Mare pisichier. L-ai găsit? Da, mă, știu. Vezi că eu în locul tău n-aș fi fost supărat pe... Ia nu, hai du-te la asta. Dă-i drumul de aici. Ce mai e pe acolo? Hai. Mă gândeam eu ia așa. Ia repede autobuzul și du-te acasă, că nu știu ce găsești. Nu, așa, eu ziceam că n-aș fi supărat. Hai, pleacă de aici. Dă-i drumul de aici. Fă apariție, dispariție. Știi de ce? Nu vreau să știu. O să fac să dispară o persoană. Am aici o cutie. Cutie care n-are trapă, n-are nimic. E gol. Deci în interior o să intre o persoană, da? Da. Foarte...
v-am arăt cum se face. Cum ce se persoană? Face. Cine? Vă arăt secretul. Vie. O, cine? O persoană, mă, pe fată. Aia să vedem. Ia. De ce dai în ea? A, n-are trapă. N-are trapă. N-are trapă. Tare. Tare. E normală. Hai. Cutie. Am să invit în momentele următoare pe Ingrid. Ingrid. Wow, Ingrid. Te-am mai văzut undeva, Ingrid. Mama, i-a dispărut, i-a mai dispărut. Mai dispărut? Uitați-vă, cutia e făcută pe mărimea ei, da? Da, el ce caută acum? Îi iau eu capul. N-ar avea unde să se ducă, da? N-are unde să se ducă, da. Atenție, ia, se închide. Ia-ți acușa în gură. Da. Ți-am prins mâna? Ți-am prins mâna? Ai prins mâna. Ești vine, da? Da. Ești vine acolo, da? Da. Iată! O să ziceți, da, este un interior, dar o să facem ceva de-a drept uimitor, o să băgăm aceste tuburi atât jos cât și sus, să nu care cumva să credeți că este, de se vede dintr-o parte în cealaltă parte, Răzvan, prietenul meu, trage tuburile din spate, iar eu le bag în interior. Și o să mă întrebați, unde este Ingrid, da? Unde e Ingrid? Unde e Ingrid? Unde e Ingrid? Uitați-vă cum se vede! Se vede dintr-o parte, da, pe cealaltă da, da. Parte. Să vedeți și pe aici, mă vedeți, da? Da. Și pe tele sub, da? Da. N-are unde să se ducă. Mai mult decât atât, o să băgăm 8 săpi. 8 săpi le băgăm în interior, în cutie. Săpi laser, da? Laser, frate. Bă, unde e Ingrid? Unde e Ingrid, bă? Unde e Ingrid? Deci, atenție, trece dintr-o parte în cealaltă parte. Uite, ca Jedi. Wow, ai dracu, Jedi, mă. Ia! Ați văzut cum se prinde, da? Da, mă, voi nu vă mai impresionează că nu mai e femeia acolo? Ba, eu deja sunt șocat și nu mă mai interesează. Niciodată nu dispare. Este printre noi și va fi tot timpul printre noi. Da. Căci se duce unde nu e nici îndurare, nici întristare, nici suspin. Puteai să fii preot. La loc răcoros cu umbră și cu alte probleme. Ce rugăminte am? A se observa. Și pe parte și pe cealaltă parte. Unde e Ingrid, bă? Unde e Ingrid? Ridică-te. N-am telecomandă, n-am nimic, da? Băi, de unde știm noi? Hai să mai băgăm încă două săbii. Băi, da seama cât te bagi în ea. Observați cum săbile astea trec până jos. Până jos de tot, da? Băi, unde e Ingrid? Nu, Răzvane, nu mai dă mă, dar întrebat eu. Ce trebuie așa? Oh, Ingrid. Oh. A decapotat-o, deci n-are unde să mai fie Ingrid. Unde s-a dus Ingrid asta? Săbile se aprind și trec de jos până sus. Vezi că ai lovit-o pe Ingrid. A, gata, nu mai e. Să nu-i bagi sabia. Aiurea. Adio, Ingrid. Delia, dacă vrei, poți să vii să te uiți, să vezi că nu e nimeni. Nu, nu te duc. Nu te duc, că ești îmbrăcată prost. Păi nu, că văd de aici că nu-i nimeni. Ce ai? Uite, vino să te uiți mai aproape, să vezi că nu e. Poate apar tu. Hai, de vină. Dacă zic că văd. Dar nu e, dar e... Băi... Ingrid, mă stai. Deci, uite cât e cutia de subțire. Să duce să o caute pe Ingrid. Dă-mi mâna. Uită-te, te rog, pe sus, să vezi că nu se vede. Uită-te, te rog, pe aici, că nu se vede. Uită-te pe partea asta, să vezi că nu se vede. Da, mă, dar și Delia, unde e Ingrid? Nu se vede deloc, da? Subține, Delia, Delia. Astea trec dintr-o trebuie parte magic. Cealaltă. Delia, Delia. Da. Haide, ia uite-te haide, dacă băiatul ăla nu e Ingrid. Haide. Așa, mă, dai afară, lasă-mă. Stai așa, stai că atât. Nu, e pe timp că... Delia, ia vezi, nu e el Ingrid. Băiatul nu e Ingrid. Cronometrez melodia și o am pe timp. Ia uite cum se închide. Da, mă. Iar sta mă mie ca un magician misterios. Rup săbile. Nebunule, poate te tai, bă. Cu lumină. Dar unde e Ingrid? Ia uite-l, maică mea. Ia uite. Wow! Wow, wow, wow. Vezi, păi, să facem mișcare. Da, nu e Jedi, mă. Da, uite-o pe Ana, e Delia. Vino, Delia, vino în față. Vino în față. Nu, vreau să mă uit din spate, lasă-mă vino să mă față, vino, te rog, da, nu mă lași să mă uit de unde vino vreau. Față, vino să vezi. Dacă îmi spui că e Ingrid acolo în cutie... Ia uite. Ia, băi, băi, natanticule. Bă. Și în interior, Ingrid! Băi! Unde ai fost? Unde ai... Deci uitați-vă!
Dacă vrei, poți să intri. Mamă, poți să intri. Ingrid, da, Ingrid. Mai dispari? Da, să zici, să zici, bă, unde a stat, mă, fata asta? Unde-i Delia? Dispare-mă și pe mine. Nu mai aduce înapoi. Nu mai aduce înapoi. Hai, mă, dispare-mă și pe mine. Să nu dispară, Delia, că rămânem fără juriu. Hai, te rog. Fă, mă, să dispară, să primă fi. Te rugăm frumos, fă, să dispară. Haide, mă, stau cu mine de aici. Dacă vrei, pot doar să te disper. Nu, dispare, mă. Hai, adio, Delia, bine ai venit, Ingrid. Atenție, în momentele următoare. Ingrid, hai aici. Se bagă să dăm. Ingrid e poreclă. Aplauze pentru Ingrid. E acolo, ia încă la ea. Ia, uite, mă. Ia, Ingrid, te coace. Bă, Bordea, ia Ingrid. Bună, Ingrid. Bună. Am înțeles. Ce face, mă? Delia, cum te simți? Ai pețit? Nu mai e Delia, fii atent. Băi, dar băi, Delia, ajută-l. Delia, ai intrat? Cum să trebuie Delia dacă ai intrat? Ai fost trăpunță de... Forța, mă! Acestui mic Jedi al magiei. Dar trebuia să fiu atentă, că trebuia să-l organizez și cum de trebuia să ridic picioarele, să mă trag, să mă... Adică nu e ușa, nu, nu, nu. Uite, bravo, bă! Uite-mă că în cap. Aia, da, că pe aici, pe aici intră și tuburile alea, știi? Păi, și alea vreau să văd, alea, alea. A, nu, alea. Nu e pentru toată lumea. Alea te secționează pe dintr-ei. Păi nu, că mă contorsionez. Și nu vrei trei de Delia. Ne ajunge una. Delia, rămâi acolo, cum a zis Ianu, du-te cu el în turneu, noi rămânem, da, cu Ingrid. Mulțumim, aplauze, Delia, excelent. Aplauze noastră jurată, Ingrid. Mulțumesc mult de tot. Vă aștept la spectacolele mele din toată țara. Și la mine, la Sala Palatului, pe 26 mai. Păi, erau roboți. Da? Dar mi-e frică de roboți. Mie mi-e frică de roboți. Noi cei mai în vârstă care am văzut Terminator 2 în 1990 și un pic, 92 am impresia. Exact. Da. Ne temem și astăzi. Dar roboții ne vor lua locul. Mie îmi plac fetele umane. Sunt exact ca noi, au fost învățate să robotească. Da, și mie îmi plac. Multeau și inteligența artificială. Dar nu chiar ca la noi, al Pulpo, ieri am făcut un test de intensitate electrică. Serios, și ce te-au întrebat? Tu ești prost. Aha, și tu ce ai răspuns? Da. Hai să vorbim mai bine de femei. Poate ne înțelegem mai bine. Acești doi roboți, parcă suntem eu și Cuza. Avem aceleași discuții. Sunt frumoase, dar oamenii au inventat o chestie nasoală. Ce? Căsătoria. Aoleu, ce aia? Trebuie să o iei acasă la tine și dacă o enervezi, rămâne ea cu casa ta și pleci tu. Atunci mie îmi plac bărbații. Bine, dar du-te mai încolo că sperie vânatul. Adică... Vreau să agăț una. Vreau și eu. Cum facem? Ca la pește? Totă la râmă. Nu. Trebuie doar să-i zice lucruri pe care vrea să le audă. Corect. Nu e corect să spui asta. Nu trebuie să faci sau să spui lucruri care îi diminuează importanța femeii în societate. Și asta e corect. Nu fi prost. Asta e la ei. Roboții încă pot spune ce vor. Roboții încă pot spune ce vor. A venit robota. Hei. E virus. Auzi, păpușa, nu știi pe cineva care să vină pe la mine pe acasă. Tu nu ai casă. Nu te mai lega de amăninte. Nu trebuie să ai casă. Trebuie să creadă ea că ai casă. Nu e corect să spui lucruri care nu sunt adevărate. Auzi, tu ești făcută din piese second hand? Nu, tot cu replici trebuie agățată. Trebuie să ne folosim inteligența. Atunci mă bag și eu. Uite la fata asta. Mă duc să dansez cu ea.
ce frumos sunt! Dom'le, au apărut și niște fete pe acolo, ei voiau să agațe oameni. Nu, Bordea, că dansează ca eu tine. Eu fix așa dansez eu, da. Nu erau foarte dezvoltați. Am avut parte de doi roboți timizi. Cu necesități. Da, timizi. Nedoriți. M-am entuziasmat la început când am văzut roboții aia pe scenă, că am crezut că o să facă niște, știi, niște chestii. Eu am crezut că o să apară niște oameni care să interacționeze. Și care de exact să apară niște... Striptease, confeti, adică o să fie un fel de circ cu roboți. Uh-huh, uh-huh. Și ce am avut? Nu am făcut-o bine. Asta e inteligență la tine? Zici că ești robotă de bucătărie. Ia și învață. Bună. Poate sunt doar un robot, poate sunt făcută din fire, chipuri și metal, dar simt că atingerea ta m-ar putea transforma într-un băiețel adevărat. Să mă arăpină că... Tu vrei să aveți femei cu tehnica bărbaților. Hai să fim roboți. Hai. Să arătăm că suntem superiori. Chiar că nu te-am întrebat și dacă o agăți și îi place pe urmă, ce faci cu ea? Când... Ce frumos! Gata? Care-i ideea? E gata, roboți? Bună seara! Un porc. De unde sunteți? Ei, nu te arăt. Tăși-mă din gură. Da, păi, ăștia cred că sunt făcuți în România. Nu. Cu ce vă ocupați? Mulțumesc. Următoarea întrebare. Cum vă numiți? Ai zis mai rar? Conservă mică! Numele meu este Cosmo. Sunt un robot adevărat. El e Cosma? Cosmo. Cosmo? Ce ați fost într-o viață anterioară? Aspiratoare. Noi nu știm să ne comportăm cu roboții, iertați-ne. Justificată nedumerirea ta. Totuși, eu aș alege să mă destind puțin acum. Eu aș alege să te demontez. Nu, eu sunt mare fan. Nu te înțeleg. Repetă, te rog. Să te vând pe bucăți. Uită-te la ochii mei. Îi luăm și pe ea. Numele meu e Cosmo. Tu cum te numești? Salut, Cosmo. Eu sunt Cătălin. Un nume deosebit. Îți mulțumesc. Dar de ce Michelul răspundea la întrebări? De frică. Exact. De frică. De frică. Noi am vorbit ca și cum ar fi un concurent umanoid. Noi așteptăm. Ia zi, mă, mai făceam cum ești. Uite-te în ochii mei. Îmi place numele tău. E superb. Se puneau 700 întrebări deodată. Iohannis e tatăl tău. Bună întrebare. Justificată nedumerirea ta. Totuși, eu aș alege să mă desting puțin acum. Palatul de la capăt. Ok. Da. Nu, nu, tot ia cu destul. Palatul Parlamentului măsoară 270 de 240 86 în înălțime. Nu erau acordați. Ne-au repetat. Dar nu contează. Aveți scurgeri de... Mă bucur să aud ulei. Asta. Și eu mă bucur. Aveți scurgeri, mă bucur să aud asta. Toți ne-am dus în acea zonă de bullying și să facem bășcălie de ei. Au făcut robot shaming. Da. Bună. Da, au făcut robot shaming. În prima oară în istorie. Păi asta a fost aroganță umană, ceea ce le lipsește roboților. Trebuie să întrebăm pe rând. Hai, întreabă tu prima. Alege o întrebare și întreabă. Foarte rar. Cu ce vă ocupați? Videochat. Ce ai vrut să spui, ce s-au ocupați? Cu ce? Ce meserie aveți? Îți pot spune o glumă? Sau da. Îți pot da informații despre vreme? Zi-mi o glumă. Zi-mi o glumă, da. Despre vreme. Vremea vine, vremea trece. Nu cunosc ce vreme este acum. Păi, da. Salut, numele meu e Cosmo. Tu cum te numești? Păi zici că e omul cu turet. Cătălin. Ce nume frumos. Un nume deosebit.
L-am învățat, mă, zic, de mult. E clar că ei sunt trăinuiți pe un anumit set de tipar de întrebare. Cu un răspuns exact, cu o întrebare exactă, cu o dicție. Adică, păi pui întrebarea, aștept răspunsul. Ce faci cu banii dacă o să câștigi ai umor? Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te bucuri. Cum? Cum te bucuri? Îți cumperi criptocurve? Pardon. Te rog frumos să nu mai vorbești urât. Te rog frumos să taci. Băi, că te plătești, ai văzut cu adică nu mai vorbești. Deci te demontăm, prietene. Mamă, te-a luat tine, te-a luat tine în gură. Figurant. Da. I-ați plătit? Știa că și roboții au umor. Eu sunt Cosmo, cel mai simpatic robot și mă pricep de minune să vorbesc cu oameni. Bă. Da, da, ei nu se pricep să vorbească cu tine. Întreabă-mă o întrebare, pune o întrebare normală. În ce an s-a născut Mihai Eminescu? Na. Wikipedia te va ajuta. Fraiere! Păi așa, cel mai bun răspuns, corect. Când vezi roboți, ai mai multe așteptări, știi? Ai impresia că o să-ți răspundă la niște întrebări. Tu te de aici. A, gata. Știu, fain. Ne-am uitat atunci costumul ăla. La donna è mobile, la prima al vento, buna, 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 la mine. Cum poți să te uiți la doi jurați odată, vezi? Hola! Știți ce înseamnă la Donna Imobile? Melodia asta e la Donna Imobile. Femeia înșelătoare. Da, să ne ia pe noi. Deși alegerea oamenilor din public, băiatul cu ochelari... Doamna care stă în spatele, noi, în spatele nostru acolo de tot sezonul ăsta, tacul? Adică vrei să spui că nu ți-a părut bine ales? Ba da! Ba da, foarte bine ales. El triangulo amoroso. El principe. Bă, are o față, poate să facă într-adevăr orice, bă, orice. Ok, el e foarte expresiv. La prințesa. Orice ar face, crede-mă, e amuzant. La fața pe care o conduce, orice ar face, e mega amuzant. Adică un alt om cu altă față, momentul ăsta n-ar fi fost la fel de amuzant. El marido. Soț. Daurul. Soțul. Soțul. Marido. Ok. Oh, oh, el mio amor. Pe la fel. Nu, e mult, e mult, e mult. Ai dus departe. Ce bine joacă, doamna, extraordinar! Frai. Ha, 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 ha! Se vede că e român. Ole, ole. Opera. Paris.
ăștia trei și-au dorit mai mult victoria decât el. Căpcă unul cu ochelari. Sau ce era? Soțul cu ochelari. El marido. Păgubitul. Păgubitul. Și el care făcea, știi, un teatru vechi, așa... Opera! Parigi, o cara, noi lasceremo grasso Stai jos! Te-a tăiat în spate, nu la gât. L-a omorât? Da, dar i-a băgat coaste și el se ținea de gât. El a jucat otrăvirea. M-au surprins oamenii din public care, bă, au jucat foarte bine. Să nu exagerăm, doamna a fost foarte bună, dar în rest... Dar și ăla cu sabia, mă, ce ai? Neașteptat, i-a omorât pe toți. Ăla și-a băgat sabia între picioare, n-am înțeles în junghierea aia. S-a înjunghiat în... Fanii, nu, n-a băgat aici, știi? Povestea e simplă, că nu suntem tâmpiți, adică ăla era soțul, ăsta era amantul și asta era soția. Că la final au venit și a ajungea pe amândoi și pe aia s-a ajungea și între picioare. Bună seara! Salut! Eu sunt Teodora Strezea, sunt polițistă și sunt foarte fericită că astăzi sunt aici. Serios? Oare? Ca mine la tribunal. Foarte bine arăta doamna polițist. Domnișoara polițistă arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Când eram la rutieră, am oprit multe vedete în trafic și chiar mă gândeam la un moment dat, băi, ce-ar fi să-l opresc pe Chelu? Să rămână. Mă întrebam oare ce-ar fi făcut Chelu dacă l-aș fi oprit și aș fi spus, trage pe dreapta. Ar fi tras pe dreapta sau mi-ar fi spus că are sinuzită și nu poate? Se poate și mai rău? Mi-ar râs ăla. A început de la ostră. Cu Delia, sigur, ar fi fost foarte ușor. Asta dacă în loc de bastonul reflectorizam, flenduram în mână oșa urma cu de toate. Categoric. Cu Borda este un pic mai greu. Mai nou se ferește și de prieteni, da? Păi de poliție. Wow! Aha. Nathan Tic. Da, abia așteptam. Pe tine nu te oprește nimeni în trafic, că nici nu ar avea unde. Singurele deplasări pe care le faci tu cu mașina sunt cu Lizzy la salon. Practic, mașina ta e a ta doar când faci stand-up despre... De fapt, așa ne spui tu cu ce te plimbă Lizzy când nu-ți dă bani de Uber. Bravo. Băi, ce te-ai prins. A știut. E documentată, băiat. Documentată puternic. Așa cum vă spuneam, eu sunt polițistă. Haideți să aplaude cui nu-i plac polițiștii. Nu. Câți oameni din public aplaudă? La asta mă gândeam. Păi ce public de infractori avem? Da. Mie chiar îmi plac. Da, am și prieteni, și tot nu-i place. Îmi place de ea. Îmi plac polițiștii. Am și prieteni, doar ce mi-au luat permisul. Toți de ce să nu-mi placă de ei? Toți control judiciar sau și pârnaie la zi? Suspendare. Da. Băi, nu știu de ce ați aplaudat voi, dar am avut și eu un moment în care nu mi-au plăcut polițiștii. Acum ceva timp am rămas fără permis de conducere. Tu? Nu o cred. Aparent, de la 180 de km pe oră în sus nu mai ai nevoie de permis. E deja o relație intimă între tine și Dumnezeu. E adevărat. Că tot veni vorba de cele sfinte. Probabil și voi vă întrebați de ce unii sfinți sunt mai sfinți și alții mai puțin. De ce? De ce de Sfânta Parascheva stă toată lumea la coadă și de Sfânta Teodora nu se întâmplă nimic?
O fi făcut Sfânta Teodora școala de sfinți la seral? Sau se dau funcțiile pe șpagă? Ce-ar fi să auzim la știri dosar bombă la DNA? Sfânta Parascheva, lidera clanului sfinților, împreună cu alții acoliții acesteia, a fost adusă astăzi în fața înaltei curți a judecății de apoi cu propunere de aruncare preventivă în iad. Ea este bănuită că ar fi profitat de naivitatea enoriașilor care și-au depus pensia de handicap în sucursala Cutia Milei de la Iași, în vederea achiziționării unor autoturisme de lux necurate, spălate ulterior prin societatea patriarhală Dani SRL. Bravo, Dani! La audieri a mai fost adus sub calitatea de martor și Satana, alias Dracu, cunoscut drept cel mai temut interlop din lumea de jos, încarcerat recent la penitenciarul Iad. Acestea au fost știrile, la revedere! Dacă n-ai imaginație, dar de ce ți-ai, de ce ai ales să ții șapca? Că nu se văd ochii și e păcat. Cred că mi s-a deranjat părul. Hai, mă! Wow, Teodora, ce frumoasă ești, păcat de chipiul ăla. Yeah! Pentru că nu există genul ăsta de emisiune în altă parte, e o provocare foarte mare. Și mie mi-au plăcut totdeauna provocările. Ce faci, nebunul ăsta? Ce să fac? Am venit în vizită. Voi ce faceți? Sunteți bine? Da. Te așteptam. Ce tare! Da. Super. Vom, nu vi se pare așa că trăim niște vremuri foarte ciudate? Eu mi-amintesc când eram la școală că erau niște doamne care veneau periodic să ne caute de păduchi. Acum sunt niște doamne care se duc la școală să-i caute pe copii de droguri. Și eu stăteam să mă gândesc, băi, dacă știam că cu prafuri de-astea albe întreceau păduchii, nu mă chinuiam cu gaz în cap toată copilăria. Alte vremuri. Mie mi-era rușine să spun că am fost săracă. Acum am întâlnit niște oameni de ăștia bogați care se laudă cum au mâncat ei margarină pe pâine ca să facă milioane. Și eu am mâncat margarină pe pâine, dar nu sunt milionară, nici măcar sutilională. Asta am inventat eu, cuvântul ăsta, așa, pentru sărăcie. Ok. Și nu am ajuns milionară, chiar dacă am mâncat margarină. Și mamaia mea avea o vorbă, îmi zicea așa: mamaie, fii atentă că banul la ban trage, tu n-o să iei pe unul bogat, că uite-te la noi cum suntem. Și am zis, țin să te contrazic, mamaie, uite-o pe Monica Columbeanu, nu numai că l-a sărăcit pe Irinel, dar a trecut și necazul el pe caiet. Alte vremuri, alte vremuri. Am întâlnit un milionar din ăsta care mi-a zis, băi, am avut o copilărie foarte grea, mâncam o merdenea pe zi. Și am zis, erai bogat? Eu am auzit de cuvântul merdenea în 2008 când m-am mutat în București. Mamaia le zicea tăvălite. De ce? Că lua coca și o dădea un pic așa pe-n brânză și asta e, că atâta aveam. Eu acum le-aș spune unor femei merdenele că sunt unele tăvălite, mai ceva ca fotbaliștii pe teren. Și revenind la asta cu Irinel, vouă e milă de Columbeanu, i-ați donat bani, așa? Asta ți-e! Doamne ajută! Și e și bătrân și urât și... Pentru că nimănui nu e milă de milionari! Și sunt mai bogat ca el! Exact! Nu sunt bogat! În sfârșit, ai ajuns unde trebuie. Te au de bărbat. Ideea este că eu am ajuns la concluzia asta că nimănui nu e milă de milionari, pentru că s-au scufundat și au murit oamenii aia cu submarinul, miliardarii, nu i-a plâns nimeni efectiv, nici măcar familia lor. De ce? Că așteptau averea. Toți avem o rudă pe care o așteptăm la cotitură să boară, să ne lase și nouă ceva. Ai, tu ai mă vreo rudă de asta? Nu, asta mă, nu cred. Mă gândeam, cred că dacă mai puneam 100 de euro acum la umor, cred că eram cel mai bogat din Nu știu, eu iubesc pe mama aia, dar parcă n-aș aștepta până să gândește ea că trebuie să-mi lase averea. Și oricum, mamaia mea nu este milionară, dar eu tot sper, pentru că știu că în tinerețe a fost și ea submarin. Am crezut că a fost tăvălită. A fost! De unde crezi că am moștenit darul? Poate nu-mi fie și pe noi o bunică cu bani mulți. Să zic că, bă, mi-e drag de voi. Vă iau ca pe da, frați. Ca pe frați, ca pe nepoții mei și când și vă acolo. Vă las vouă, la unul îi las vilele și lui altul îi las mașină. Ce vrei? Mașină. Bine, frat. Eu am fost sărac, am trăit la mamaia cu WC-ul în fundul curții. Și nu vreau să spun că acum sunt bogată, dar folosesc hârtie igienică cu 3 straturi. Și când m-am mutat în București,
M-am prietenit cu niște fete de aici și am zis, mă agăț și eu de astea și mergem și noi în niște vacanțe. Și mi-au zis ele la un moment dat, hai să mergem într-o vacanță în glamping. Eu, proastă fiind de la țară, am zis că mergem undeva exotic. Și când am ajuns acolo, eram la cort. Singura diferență e că la glamping ai un pat în cort și nu mai dormi cu furnicile pe jos, dormi ele cu tine în pat. Și întreb eu, și baia unde este? Și zice, avem WC-ul în fundul curții. Și zic, bravo, Ano, ia uite, te-ai ajuns, este? Ai plecat de la Mătamare, îți plătești 350 de lei pe noapte să dormi ca acolo. Foarte frumos, bravo, Ano! A trebuit să mergem să ne spălăm pe dinți și chiuvetele erau tot în fundul curții, lângă toalete. Și în timp ce mă spălam pe dinți, la un moment dat am făcut chestia asta. Și fetele s-au panicat și au zis, Ana, ești ok? Ce se întâmplă cu tine? Zic, așa fac eu la sărăcie. Eu sunt alergică la sărăcie. Asta se întâmplă când te expui foarte mult factorului alergic. Da. Așa apar alergiile. Am înțeles. La ora 10, administratorul campingului stingea lumina ca să fie așa ca înainte. Eu îi ziceam Ceaușescu. Partea proastă e că pe mine mă apucă seara pipi. Nu știu de ce, dar vezica mea e certată cu patul. Când mă așez, bom, mă ia. Și nu puteam să mă duc în fundul curții, că era întuneric. Zilească că fac lângă cort, că în natură eu am mai făcut. M-am dus de 3 ori, a treia oară, am simțit că mă gâdilă ceva. Și zic, eu așa ceva mic am mai simțit? Dar asta nu e ce cred eu. Și am plecat cu pantaloni în vine, fugeam prin camping și zicam, șarpele! Și în timp ce eu eram cu pantaloni în vine, mă întâlnesc cu Ceaușescu și ăla tot cu pantaloni în vine. Și zice, ce faci aici? Zic, mă conectez cu natura. Și zice, nu vrei să te conectezi cu mine? Zic, nu că tu ai natură moartă acolo. Așa e în viață, fugi de un șarpe, dai de altul. Există în acest moment, nu la noi în România, restaurante unde plătești să-ți gătești singur. Un fel de dezastre, n-ai aș fi eu acolo, dezastru în bucătărie. Bine, oricum sunt dezastru de când sunt mică. De când eram mică eram dezastru pentru că eu de asta m-am făcut actriță. Când mama mă bătea, îmi zicea, bătaia ta se filmează. Și eu ziceam, unde mamă, pe ce poți mă dau? Mama nu recunoaște că mă bătea. Mi-a zis, nu te mai duce să spui la stand-up că te băteam, că nu te-am bătut. Ce, că ți-am dat odată o palmă din greșeală și ți-a dat sângele pe nas. Se mai întâmplă, că așa se întâmpla în copilăria noastră. Ideea e că am făcut foarte multe tâmpenii și am un frate care este mai mare decât mine și bătaia lui mi-o luam eu pentru că el a fost dorit. Eu am fost o greșeală. Și eram foarte invidioasă pe treaba asta, așa că și eu tot din greșeală l-am otrăvit. I-am dat fosfat. Pentru cine nu știe, fosfatul e o substanță toxică cu care bunica mea spăla covoarele și seamănă cu sarea. Și m-am panicat puțin, m-am dus la un vecin și l-am întrebat, ce faci când otrăvești pe cineva? Și mi-a zis, îi dai lapte. Omul o fi crezut că am otrăvit vreo pisic. M-am dus repede acasă, am deschis frigiderul, am găsit un litru de lapte, l-am pus într-o crăticioară, făcuse bunica niște orez cu lapte și am stors efectiv orezul, am scos laptele, l-am pus în crăticioară, am găsit și o ciocolată cu lapte, dar nu știam să scot laptele din ea. Și zic că asta trebuie să fie suficient. Am luat crăticioara cu lapte, m-am dus repede și am aruncat laptele în WC-ul. Voiam să moară prost. Da, bunica mea deșteaptă, l-a luat, l-a dus la spital, i-au făcut spălături și a spus medicul, e în afara oricărui pericol. Și bunica mea zice, da, fosfatul mai recuperăm? Mai avea niște covoare de spălat. Mă, și când am auzit că e așa moartă după fosfat, i-am dat și ei. Dar bunica mea n-a mai găsit nici laptele, nici spitalul. Asta e povestea despre cum a murit bunica mea. De ce v-am zis? Pentru că dacă locuiți cu soacrele în casă, mai am niște fosfat. Și acum că bunica mea nu mai este, mi-a lăsat casa de la țară cu WC-ul în fundul curții și mi-am făcut și eu glamping, vă invit la mine pentru voi cu numai 250 de lei pe noapte. Na, business, business. Vă mulțumesc foarte mult! Să aveți o seară bună! Hai, să o primim cu aplauze pe Mihaela Ionașcu! Ok! Îmi place tricou! Bună seara! Salut! Bună seara! Eu mă numesc Mihaela. Am primit recent un video de la un urmăritor. Era un video mesaj cum să masturbează. Și sincer, mi s-a făcut foarte rău, mi s-a făcut greață. Băi, cum poți trimiți așa video? Ai puțin respect, totuși suntem rude, adică... Chiar avem o problemă foarte serioasă cu educația sexuală. Am un prieten care odată la scurt timp are câte o bală venerică nouă.
Și am spus, băi, cred că trebuie să te protejezi în sex. El a spus că refuză să protejeze pentru că nu e gata să slăvească o femeie. Dacă el o să continue cu ritmul ăsta, am impresia că mâine, păi mâine, o să existe vreo boală venerică cu numele Daniel, nu știu. Dar eu nu vreau ca el să moară, sincer, pentru că el e un tip foarte nice, arată foarte bine, înalt, cu părul dat peste cap. Tu ești, mă! Arată așa ca un verișor care fie verișoare. Nu ești, nu sunt eu. Nu ești. Cum arată un verișor care fie verișoare? Ce random! Mersi. Vreau să-l cunosc pe Daniel acum. Sincer, am vrut să-l aduc azi să-l vedeți și voi, dar nu puteți vină, e bolnav. Dar eu cred că propaganda de pornografie devine în multe, știți? Băi, nu mai băgați reclame cu jocuri la început de pornografie, dacă vreți mai excit, băgați o reclamă cu un cartof, pai, nu știu. Și eu sunt atât de plictisită de pornografie încât am genul de om care a început să citească comentariile de desubt, știți? Acolo e foarte interesant. Acolo de obicei începe cu I wanna eat your pussy și termină cu cum mătra asta tu ești. Și mai există pornografie germană, știți? Da. Eu abia după ce am văzut prima oară un film am înțeles de și fraza asta de nemții nu-i de bine. Și chiar dacă sexul arată așa, în urma lui apar copii. Eu, spre exemplu, mereu am tins să rămân unic copil în familie. Din cauza asta, mama mea nici nu știe că a băut 3 ani contraceptiv în loc de vitamina C. Eram în vogă când eram mai mică, dacă ai mai mulți copii, să îi îmbraci cam la fel, știți? Și mă durea foarte tare sufletul când mergeam la verișorul meu acasă și mi-era greu să înțeleg care e el printre alea 4 surori ale lui. Eu fiind singură, părinții mă îmbrăcau altfel. Părinții mă îmbrăcau mai liber, nu știu cum, uneori goală, nu știu. Și n-am avut probleme de sănătate din cauza asta. Dar bunelul meu, spre exemplu, foarte tare voia ca eu să fiu o nepoată sănătoasă. Din cauza asta, foarte mult timp mi-au furat banii care strângeam pentru țigări. Și se ducea cu dânsul la băut, știți? Dar eu înțeleg că asta era de sănătatea mea, pentru că el când ridica paharul așa și spunea, hai, și sănătos. Băi, nu știu, pur și simplu, toți oamenii mai maturi din familie doresc ca noi să fim sănătoși, cu argumentul, trebuie să aibă cine să-mi aduc o cană cu apă la bătrâneță. Copiii mei niciodată nu o să fie maltratați în așa gen. Copiii mei o să fie deodată antrenați să ne aducă boxuri cu bere la pat. Mersi. Amin. Eu pur și simplu nu o să-mi neg alcoolismul. Știți oamenii ăștia care își neagă alcoolismul? Eu nu sunt alcoolic, eu sunt petrecăreț. Nu, tu nu ești petrecăreț, tu ești alcoolic. Petrecăreț e omul care te petrece acasă după și tu bei. Mie tot îmi place să beau, sincer. Dar am decis că am nevoie de un echilibru în viață. De asta am decis să beau și totodată să merg la bazin. Și am văzut că e în vogă când începi să practici un sport sau un notul, să știi toți despre asta, vecini, oameni de pe Instagram. Am vrut și eu așa că în prima mea zi de bazin am luat cea mai mare geantă care o aveam acasă. Pe ea nu scria nimic, așa că eu am scris cu markerul foarte mare sport. Am ieșit din ogradă, am zis să intru pe la magazin ca să vadă vânzătoarea când mă duc la bazin. Și s-a uitat la mine, m-a întrebat dacă vreau să cumpăr o sticlă de apă, dar eu nu sunt proastă să cumpăr apă când mă duc undeva unde este apă. Așa că am luat cele mai slabe țigări pe care le avea, pentru că am nevoie de plămâni sănătoși, totuși mă duc la bazin. Datorită bazinului, eu chiar am început să am viață socială, pentru că am făcut cunoștință acolo cu un actor, cu un notător și cu o prostituată. Parcă e un banc. Așa începe. Un actor, un notător și o prostituată se duceau la munte. Și sincer, cel mai bine din tot, mă împac anume cu ea. Înainte să vin aici, chiar am sunat-o să întreb cum îi merge și mi-a spus că eu zic ca oricare alta. Atât din partea mea, mulțumesc. Belinda! You like this song? Yeah, I like you. Romania, I'm so excited to be here. My name is Belinda.
Welcome. Belinda. It's my first time in Romania. And I'm from a small little town. You may have heard of it. New York City. Oh, yeah. They say if you can make it there, you can make it anywhere. Yeah. But I didn't, which is why I'm here. But I have been able to accomplish something here in Europe that I have never been able to accomplish back in New York. And that's finally identifying as American. I'm not saying I'm proud, I'm just saying that in America, everybody always asks you, like, what are you? So everybody's like, you know, German-American or Irish-American. So because my mother's from the Philippines and my dad is first generation from Italy, I was walking around America as if I'm half Asian with big tits and half Italian who can't cook. True. It's true. It's just not really the identity I was going for, you know? But now, since I've been in Europe, people ask me what I am. I say I'm American. Zero follow-up questions. Yeah. Sometimes they don't even ask me in the first place. It's that obvious. It's like, yeah, I'm loud. Yeah, I'm fat. Yeah, I'll pay 10 euros for a caramel macchiato. No, I'm not going to attempt to learn your language. I'm American. Keep your expectations low, you know? Yes. I don't know if I should be happy that you're applauding that, but at least we're all on the same page, okay? But since I've been here in Europe, I've also been, you know, taking in a little culture. So I've been watching some TV, I mean, English TV, because I'm lazy. And I discovered this television show called Naked Attraction. It's a dating show. Okay, this is a real TV show that's on TV right now, and it started off so innocently. There's like this host on the stage, and you see five colored panels, and you see the silhouette of a woman behind each panel. And it starts off so innocently. The host brings a young man on stage, and it's English, remember, so it's very polite. So, where are you from? Robert. Yes, yes. And what are you looking for in a woman's night? And then she goes, great, let's start round one with the lady triangles. Oh my God. I didn't know what that meant either. I'm not so sure you want to start clapping just yet. But slowly, each one of these panels started to come up, and you realize that all of these women are totally naked. Oh my God. And the panels stop right above their vaginas. I'm 10 minutes into the show and there's five naked vaginas in my face, okay? This is an English show. There was five fannies in my face. And these aren't the ones I'm used to seeing late at night on my laptop, you know? No, these were all shapes and sizes. Big thighs, little thighs, hairy minge, clean minge, labia in, labia out. Labia out. So they start going to each one of these fannies because Robert is going to vote one off, okay? Okay. So they go and he stops at one and he's like, oh, this is a nice fanny. And the lady says, oh, why, Robert? Too many questions for a man, you know? Well, I think she's really like neat and proper, you know, tidy. I have never known a man to make sexual decisions based upon neatness, but Robert suddenly married fucking Poppins, okay? I don't know. The first time I had sex with a guy, like a one-night stand, and he started to take off his clothes, and he started to fold it, very tidy. Not sexy, okay? Neat. Not sexy. Culture. This is culture. Exactly. So you would think that a show that starts off with five vaginas on stage would just get less awkward as time goes on, but no. He votes one of the vaginas off. She comes out totally naked. She's like, didn't like my fanny. Bye-bye. And then she goes to work the next morning. That's the part that really does my head in. Then he's down to four people and he votes one off based upon their tits. Then he's down to three people and he votes one off based upon her face.
isn't that the worst? Yeah. Like, vote me off because of my vagina. You don't see that at breakfast every morning, but my face? Oh, everyone sees that. Then Robert's down to two women, and they both speak, and he votes one off based upon their voice. Like, I would have you, but then you spoke. I want you in my team. Then there's just one, and they both get naked, and they go out on a date. And you might be wondering what this show is like when a woman is on it. I'll give you an example. So this woman comes on, they have their niceties, the panels come up, five willies in her face. But this woman is serious, and she's walking down the line, and she stops at one of those penises, and she's like, wow. And so the host says, what do you think is behind that penis? And she looks thoughtfully, and she goes, I think he's really emotional. Probably likes cooking or gardening. I really think we're gonna get along. But a woman's ability to look at all of that and see her love, her future, that's the reason we still exist as a human race. Boy. Thank you. In case you ever want to see it, it's on season 9 right now in 2024. You can go home and you can go on YouTube and see it. And all I want to know is what happened to the couples who made it. You know? Like, is there a family out there where a little boy is like, Daddy, how did you meet Mommy? Oh my God. And he's like, well, son, I went on a game show. She was the best fanny of all the fannies. She was really neat. Thank you so much.